Incident bizar surprins în trafic în municipiul Drobeta Turnu Severin. Un șofer a fost filmat în timp ce cobora din mașină cu un ciocan în mână și se îndrepta către un alt autoturism, furios cu intenția de a lovi. Observând gestul șoferului, celălalt conducător auto pleacă însă rapid de la semafor, iar protagonistul se întoarce cu unealta la mașină. Incidentul s-a petrecut pe principalul bulevard din oraș. Până în acest moment nu a fost depusă nicio sesizare la poliție, însă, conform legii, timp de 30 de zile de la petrecerea evenimentului, poate fi formulată o plângere în acest sens.